care lucrează Dragoș Bucur să-l sancționeze și ca firmele care lucrează cu el să reconsidere colaborarea pe care o au cu o astfel de persoană. Cert este că Dragoș Bucur a devenit de câteva ore una dintre cele mai pomenite persoane publice. Și vă prezint invitații cu care comentăm pentru început pe această temă. Alături de mine, în legătură directă prin Skype, sunt Ioana Constantin de la PMP, Petre Florin Manole de la PSD și Laurențiu Ciocăzanu, jurnalist. Și de asemenea, legătură telefonică directă cu noi este Gelu Duminică, sociolog. Pentru un sociolog, presupun că este un aspect foarte interesant de urmărit toate reacțiile pe care le-a avut o astfel de postare, care a adunat peste 5.000 de reacții, zeci de redistribuiri. Gelu Duminică, bun găsit! Trebuie să spunem că Dragoș Bucur în acest moment este unul dintre cei mai înjurați oameni din România pe rețele sociale. Da, eu am simțit dimineața de ușor ne antagonizăm, dar pe subiecte în care teoretic nu ar trebui să ne antagonizăm. Atâta este mult. Acum, este o diferență foarte mare între ceea ce domnul Bucur a declarat și ceea ce domnul Bucur a făcut în timpul filmărilor pe care le-am văzut, la emisiunea de care ați amintit, pentru că ei au filmat în pandemie și peste tot l-am văzut purtând mască, efectiv. Însă e de urmărit dacă nu cumva domnul Bucur chiar asta a vrut să facă, respectiv să facă reacții la o chestiune care contravine, să zicem așa, un normelor promovate de altă parte a societății. Acum, omul nu a spus că nu, a spus de la sus că, uite, dacă tot trebuie să mă jurați, vreți să jurați, zice ce de care eu. Da, nu am dat argumente, poate asta m-a frapat cel mai mult, dar ce a fost mai degrabă o poziționare de partea unui maritat, deci lucruri pe care eu personal nu înțeleg. Adică cum există influență, oameni cu care promovează opinii pro-vaccin, la fel există și oameni care promovează opinii, dar influență care să da, nu sunt de acord cu vaccinul. Adică lucrul ăsta mi se pare sănătos pentru societate. Deci nu mi se pare sănătos, nu înțeleg zona asta de nicio de argumente. Unu. Doi. Antagonizarea asta. Papa Mâte e ridicat la rang de valoare națională. Adică dacă noi cerem respect, uite, eu m-am vaccinat, da? Și uite, port mască și cer respect pentru decizia mea. Același lucru cred că privește la sport și celui care are opinie diferită față de mine. Și să ne așezăm la masa dialogului și să discutăm. Asta lipsește tot, argumentele. Da, au lipsit argumentele expuse. Nici nu știu dacă nu cumva domnul Bucur fix asta așa dorim să vadă niște reacții. Nu știu, domnia sa ne va lămuri că sunt viitorul foarte apropiat. Da, pentru că, repet, e o acțiune a domnului Bucur la televizor. Când a filmat o emisiune, am văzut un comportament care diferă de ceea ce a spus să face. Da? Crezi că este un experiment pe care îl face Dragoș Bucur și cei care au avut reacții atât de virulentă să fie picat în capcană? Nu exclud asta. Pentru că, repet, este o diferență între ceea ce Dragoș Bucur a făcut în practică și ceea ce a spus. La fel cum este diferență față de cei care spun că promovați, da, uite, purtați mască și am văzut la tot felul de petreceri nepurtând mască sau la tot felul de evenimente nepurtând mască. Adică nu m-ar surprinde ca domnul Bucur să vină să spună, stați puțin, eu n-am vrut decât să arăt fariseismul care există în societate. Însă, lucrul pe care încerc să-l subliniez este că e nevoie de respect. Că nu există două românii. Aia purtătorilor de mască și a promotorilor vaccinilor și aia nepurtătorilor de mască și a celor care înjură vaccinul. Că ne place sau nu ne place. Ceea ce fac unii influențează și pe ceilalți și viceversa. Și cred că e nevoie să acordăm ceea ce cerem, respectiv respect. A, că purtarea măscii este ilegală și că prin purtarea asta domnul Bucur se poate considera că încurajează la nerespectarea legii. Bun, aici e un pic altă discuție. Însă, vis-a-vis de vaccin, este pur și simplu libertatea omului de a dori
sau nu dori să se vaccineze. Tocmai, campania adică, este benevolă, este gratuită, cine nu vrea, nu vrea, pur și simplu. Nu vrea, adică cred că trebuie să ne uităm un pic și nu putem da să înjurăm pe cineva doar pentru că are o opinie diferită de a mea. Adică eu respect opinia domnului Bucur. Da, la fel cum alt influencer, dau un exemplu, nu știu cine, dar Tudor Chiriba a zis, uite, purtăm mască și ne vaccinăm. Dar nu știu dacă a făcut-o. Habar n-am, da? Da, erau reacții invers din partea celor care sunt împotriva purtării măștii și împotriva vaccinării, evident. Asta trebuie să analizăm cât de antagonizați suntem și cât de ușor poți să controlezi oamenii care sunt antagonizați. Divide timpera, dar Florin Manole să vă spună ca istoric, dar nu e de acum. E cel mai ușor în momentul în care vrei să controlezi, cu ghilimele de rigoare, o societate, o rupi în bucățele. Da. Cred că eu asta am văzut dimineața. Ruptura în bucățele a unei societăți, da, care a ajuns deja în pragul cum să spun eu, disperării, că celălalt nu gândește ca mine. Da, e foarte interesantă această abordare și foarte interesantă interesantă urmărită ce s-a întâmplat în urma acestei postări, câte reacții furibunde a reușit să genereze. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, Gelu Duminică. Și vorbim și cu politicienii, pentru că este exact acel sol fertil pentru cel pe care ne aflăm acum, sol fertil pentru tot felul de scandaluri, inclusiv din zona politică. Ioana Constantin, te-aș întreba pe tine pentru început, cum ți se par urmările unei astfel de postări, care, repet, ar putea fi un experiment? Ar putea fi un experiment, într-adevăr, bun găsit. Pe de altă parte, cred că trebuie să respectăm chiar și în contextul acesta al pandemiei și libertatea de exprimare. Până la urmă, este opinia pe care o are, indiferent că este, poate fi considerat un lider de opinie sau, în fine, influencer pe rețelele sociale. Acum, responsabilitatea este o chestiune care ține de fiecare dintre noi. În momentul în care ești persoană publică, în momentul în care ai un număr foarte mare de urmăritori pe rețele sociale, în momentul în care interacționezi cu foarte multă lume, ai de asemenea și responsabilitatea a ceea ce declari și a ceea ce cumva revendici că urmează să faci într-un context atât de dificil cum este cel al crizei sanitare. Din acest punct de vedere, ce aș avea eu de reproșat este că nu există niciun fel de argument pentru ceea ce a scris pe rețeaua socială pentru utilizatorii care urmăresc și care, eu știu, pot fi influențați de o astfel de decizie sau pot fi încurajați în deciziile lor. Pe de altă parte, repet, cred că trebuie să înțelegem și libertatea de exprimare și de alegere a fiecăruia, numai că această imagine publică și notorietate și mai departe, acestea vin împreună cu o responsabilitate uriașă pe care o ai în raport cu oamenii care interacționezi și cei care te admiră, te urmăresc și pot fi influențați de ceea ce spui. Da, domnule Manole, dumneavoastră de multe ori ați vorbit despre această falie în interiorul populației României. Ura este prezentă, din păcate, peste tot, în toate domeniile, în toate păturile sociale. Și ce s-a întâmplat acum, dacă o fi sau nu un experiment, poate chiar asta e părerea omului, na, să fie sănătos până la urmă, a generat un val de ură, poate neașteptat, pentru că e vorba de un subiect care ar trebui să fie personal, faptul că mă vaccinez sau nu. Eu cred că sunt două subiecte în cazul ăsta. Pe de o parte este subiectul purtării măștii, unde avem o legislație, unde avem niște norme. Aici sigur adevărat, că da. Orice cetățean are dreptul să critique aceste norme, poate să spună că este sau nu de acord cu normele, dar asta nu îl exonerează de responsabilitate. Dacă nu porți mască, primești niște sancțiuni. Punct. Indiferent că ești Dragoș Bucur, Florin Manole sau oricine altcineva, există aceste norme. Deci, încă o dată, ai voie să te exprimi inclusiv critic, dar asta, nu știu, e ca și codul rutier. Dacă trebuie să treci pe verde, treci pe verde. Poți să spui că nu-ți place, dar asta nu înseamnă că scapi de amendă dacă treci pe roșu. Chestiunea vaccinării este diferită, în sensul că nu ai nicio sancțiune dacă nu te vaccinezi, în sensul că libertatea de exprimare și de conștiință este aici totală,
că actul medical, orice act medical, nu numai cel al vaccinării, cu vaccinul anticovid sau cu orice altceva, orice act medical trebuie să fie consimțit. Deci libertatea pe care o are Dragoș Bucur sau oricine altcineva în această temă este mult mai mare. Dar evident că vine și dimensiunea asta morală de comportament public, de responsabilitate publică pe care o au cei care au mai multă vizibilitate. Fie că sunt politicieni, fie că sunt actori, persoane publice de orice fel, dar până la urmă nu este dreptul meu ca politician să vin să critic opțiunile personale ale unui alt cetățean, indiferent că el este mai mult sau mai puțin notoriu. Însă, așteptarea mea era ca, după un an de zile de pandemie, după un an de zile în care au fost și oficialități care au încălcat regulile și au fost sancționate, dar în același timp au fost zeci de specialiști care au vorbit foarte mult despre COVID și riscurile și ceea ce provoacă el în România și în lume. După ce guvernul a derulat o întreagă campanie de comunicare, mă așteptam ca astfel de oameni, astfel de vectori de opinie, să fie luați aliați, poate nu toți, poate cât mai mulți dintre ei, astfel încât fiecare să contribuie, dintre aceste personalități, să contribuie la transmiterea unui mesaj corect. Aici văd, sigur, nu vreau să fie văzută ca o critică politică, e o critică constructivă, cred că e un mesaj moderat. Aici văd necesitatea unei mai multe atenții, mai multă atenție, mai multă aplecare a guvernului și a celor care fac campania asta de comunicare în a convinge, în primul rând, vectorii aceștia de opinie, care să fie un suport pentru autorități. Nu, da, e adevărat, nu s-a întâmplat acest lucru. Mulți au criticat campania de comunicare, de exemplu, pe tema vaccinării și această vaccinare și tot ce se întâmplă din sănătate ar putea să aducă și o moțiune simplă. Cei de la PSD au anunțat-o deja. Urmează să vedem dacă se va și vota în acest sens și va avea și urmări. Până să vorbim despre acest lucru, Laurențiu Ciocăzanu, ca să tragem o concluzie acestui scandal al momentului, scandalul online pe rețelele de socializare, experiment social sau, cine știe, greșeală, poate, din partea unei persoane publice? Fără ură, pentru că nu am de ce să-l urăsc pe Dragoș Bucur, cred că a greșit. Și o spun pentru că mă interesează, ca simplu cetățean, ca o țară slabă cum e România. România este un stat slab în comparație cu statele puternice, dar și ele în pandemie sunt clătinate. Vedem ce se întâmplă în Statele Unite, care, iată, și-a schimbat destinul peste noapte din cauza pandemiei și a ajuns la turbulențe neașteptate în istorie. Deci, cu atât mai mult, în România mă aștept la stabilitate, echilibru și responsabilitate. N-a dovedit, din păcate, domnul actor așa ceva, pentru că, de ce? Aici nu sunt deloc de acord cu domnul Duminică. Atunci când vrei să promovezi vaccinul, o faci pentru că este o acțiune mondială. România este parte în Organizația Mondială a Sănătății din 1948. Dacă suntem parte acestei instituții internaționale care ne-a anunțat că există pandemie și care ne-a trasat niște obiective clare și ne-a stabilit niște reguli, printre care și vaccinul, atunci trebuie să fim parte cu tot ce înseamnă această apartenență. Bun, mai grav este că în timp ce noi discutăm despre Dragoș Bucur și despre faptul că el poartă sau nu mască, avem o creștere a numărului de cazuri noi. După multă vreme în care am avut 1000 și ceva, 2000 și ceva de cazuri, astăzi avem deja peste 3000. Urmărim situația. Între timp, vă spuneam că se pregătește o lovitură pentru ministrul Sănătății. Depun cei de la PSD o moțiune simplă. Teoretic, în urma votului pentru o moțiune simplă, acest vot ar putea să ducă la plecarea din funcție a ministrului respectiv. Au mai fost astfel de moțiuni pentru care s-a votat, dar ministrul respectiv nu a plecat din funcție. Haideți să vedem însă care sunt argumentele celor de la PSD prezentate prin vocea domnului Rafila. Cifrele care sunt furnizate nu sunt credibile, spunea domnul ministru, nu înțeleg care este strategia.
strategia de testare în acest moment și cum putem să avem anchete epidemiologice care să reflecte inclusiv emergența noilor tulpini mutante, iar vaccinarea ca și prioritate națională, de siguranță națională, spune, nu a fost în niciun fel încurajată de Ministerul Sănătății. După cum știți, cadrele medicale, multe dintre ele voluntare la centrele de vaccinare, au fost amenințate sau chiar amendate pentru că își desfășoară activitatea în condiții foarte grele și încearcă să nu risipească dozele de vaccin. Practic, am asistat la 45-50 de zile de ministeriat, fără măsuri, doar cu o campanie de imagine personală și cred că acest lucru este evident pentru toată lumea. A existat foarte multe discuții în spațiu public, nu numai din partea Partidului Social Democrați. Domnule Manole, în momentul în care inițiați o astfel de mișcare, ar trebui să vă bazați totuși și pe votul altor partide, pentru că dacă votează doar cei de la PSD, nu știu cât de mult succes ar avea o astfel de moțiune. Ar trebui să voteze PNL-ul, dar asta în condițiile în care domnul Voiculescu face parte dintr-un partid care e la guvernare alături de PNL, ar trebui să voteze cei de la AUR, poate? Ce credeți? Pe cine vă bazați? Eu cred că primul rol al unei moțiuni simple, ca și al unei moțiuni de cenzură, dar acum vorbim despre moțiunea simplă, este acela de a sancționa un comportament sau mai multe eșecuri, inacțiuni și așa mai departe. Și cred că acest prim obiectiv este atins, acela de a atrage atenția publică asupra faptului că ministrul Voiculescu e departe de a performa. După care, evident, vine și această parte în care pentru a trece o moțiune e nevoie de voturile unei majorități. Aici noi nu considerăm că e neapărat nevoia unor negocieri, cât este nevoia unei dezbateri publice, pentru că până la urmă sănătatea este cel mai de interes dintre subiectele de pe agenda publică în această perioadă și în acest context și ne așteptăm ca cei de la alte partide, fie că sunt de opoziție, fie că sunt de la putere, să aibă argumente, nu partizanate, atunci când votează o astfel de moțiune. Pe de o parte. Pe de altă parte, pentru că ați pomenit de Partidul Național Liberal, dacă vă uitați la discursul public, nu mai zic despre alte lucruri de bucătărie internă ale alianței, care sunt mai puțin importante acum. Da. Dacă ne uităm la discursul public, vedem un Partid Național Liberal care critică și el în linie, deseori cu argumente, acțiunile ministrului Voiculescu, de la Emil Boc și finanțarea centrelor de vaccinare de la nivel local, până la fostul ministru Tătaru. Bun, ar trebui totuși să vedem dacă această critică, noi ne așteptăm ca această critică a PNL să se manifeste și la vot. Să se manifeste și la vot, asta ar fi interesant, Ioana Constantin, dacă se va întâmpla să-l voteze inclusiv colegii dumnealui pe domnul Voiculescu, ar putea să ducă însă la nimic această moțiune, pentru că au mai fost miniștrii din guvernul tehnocrat, bună oară, loviți de o astfel de moțiune și nu s-a întâmplat nimic. Da, așa este. În general nu pleacă miniștrii de mici prin moțiuni simple, pentru că nu există niciun fel de asumare sau de responsabilitate politică. Acum, vedeți, dumneavoastră, domnul Voiculescu trebuia să plece singur de la minister. Nu era nevoie sau nu e nevoie de vreo moțiune, nu e nevoie să-i ceară cineva demisie. Pentru că aici discutăm despre asumare politică, despre responsabilitate politică. Eu înțeleg că domnul Voiculescu este de foarte puțin timp acum la minister, dar a mai fost ministru. Nu este pentru prima dată în acest domeniu și în acest minister. Deci după Balci, după tot ce am văzut în ultima perioadă, cred că o asumare politică era importantă ca semnal, dacă vreți, în sistemul de sănătate și pentru societate. E posibil ca această moțiune să treacă. Nu pot să-mi dau seama cum se va coagula majoritatea, pentru că avem un parlament atipic la nivelul forțelor politice și a modului în care se coagulează majoritatea acum. Însă, indiferent dacă va trece sau nu, eu cred totuși că domnul Voiculescu se află într-o situație în care pălăria este prea mare pentru domnia sa. Nu mă refer aici la faptul că nu este medic, ci la faptul că are slabe competențe manageriale pentru a gestiona o astfel de criză sanitară care are mai multe componente. Noi, pe de-o parte, avem un sistem de sănătate foarte precar în România și un lucru pe care îl știm de foarte mult timp, că avem probleme la nivelul sistemului de sănătate, de la subfinanțare la tot felul de alte probleme
probleme, politizare excesivă și așa mai departe. Pe de altă parte, avem această criză sanitară care trebuie gestionată pe diverse paliere. Avem și campania de vaccinare. Domnul Voiculescu nu a dat semne că știe ce se întâmplă în momentul acesta în sistemul de sănătate din România și că are competența managerială de a gestiona această criză. Eu ce îi reproșez ministrului Voiculescu este slaba capacitate managerială de a gestiona această criză. Deci cred că ar fi un gest care l-ar salva și pe domnia sa la nivelul imaginii reputației dacă ar pleca din această poziție și cred că România are nevoie astăzi de un alt fel de ministru al sănătății cu mai multă autoritate și cu o bună înțelegere a sistemului de sănătate, pentru că noi avem de rezolvat probleme vechi. Corect, și, corect, și lucrurile nu se opresc aici. În câteva momente după publicitate vorbim despre o propunere de modificare a codului penal în urma cazurilor de violență extremă la adresa copiilor. Despre ce este vorba? Abia în februarie sunt români care se gândesc deja la vacanță și care se întreabă cum va fi vacanța din acest an, unde vom putea merge, unde vom avea voie să mergem. Avem așadar niște vești interesante pentru cei care plănuiesc un concediu în Grecia în această vară, pentru că atât Grecia cât și Israelul au semnat un acord care permite călătoriile pentru cei vaccinați anticovid, anunță G4 Media. Măsura nu presupune, citez, niciun fel de izolare, niciun fel de limitare, a declarat așa premierul Benjamin Netanyahu la o conferință de presă susținută împreună cu omologul său grec. Israelul poartă de asemenea discuții pentru încheierea de acorduri similare și cu România. G4 Media anunță că este posibil ca și regatul unic Estonia să ia măsuri asemănătoare. Laurențiu Ciocăzeanu, ar putea fi, iată, privită din două unghiuri această chestiune. Unii ar putea să o vadă ca pe o discriminare, adică cei care sunt vaccinați să aibă un alt statut față de cei care poate vor intra pe baza unui test negativ și alții care se vor bucura pur și simplu și care vor profita de ocazie. Există deja un acord la nivelul Uniunii Europene pentru realizarea unui astfel de certificat de vaccinare, să spunem, care să integreze, de fapt, informațiile despre persoanele care s-au vaccinat din țările Uniunii Europene și, din acest punct de vedere, n-ar fi ceva ieșit din comun să vedem astfel de măsuri, mai ales pentru cei care vor să călătorească. Și e vorba nu doar de turiști, e vorba și de călătoriile de afaceri. Deci, faptul că Israelul face, iată, un pas important în direcția asta, nu face decât să continue tendințele din țările nordice, de pildă. Danemarca are deja o aplicație mobilă și există o centralizare a datelor cu persoanele vaccinate. De asemenea, Suedia și-a propus să adopte un certificat de vaccinare. Din acest punct de vedere, ne îndreptăm, se pare, către această soluție și România, eu cred că n-ar fi nicio problemă dacă ar intra și în rândul acestor țări. Sigur, noi având totuși niște probleme legate de tehnologizarea informației, pentru că stăm foarte prost în raport cu Estonia, pe care o pomeneam mai devreme. Absolut. Plus că în România, într-adevăr, anul trecut a existat această problemă, inclusiv aici în țară. Foarte mulți oameni se temeau de condițiile pe care le vor găsi la cazare. Ar putea, într-adevăr, să fie o mână de ajutor, o gură de oxigen pentru turismul de peste tot, nu numai de la noi. Ioana Constantin, asta măcar să fie o parte bună. Nu, este o parte bună pentru tot ce înseamnă turism, pentru tot ce înseamnă Horeca, până la urmă, că sunt împreună cumva legate. Eu mă aștept să revenim încet, încet la viața pe care o aveam înainte de criza sanitară, înainte de pandemie și trebuie să acceptăm că avem această vaccinare sau acest vaccin. Sigur, vor apărea mai multe vaccinuri în perioada următoare și îi vor exista facilități pentru cei care se vaccinează sau vor exista niște beneficii. Putem să o considerăm și discriminare, dacă doriți, dar eu cred că este o întoarcere la normal. Mă aștept ca tot mai multe state să aibă astfel de protocoale și astfel de inițiative, pentru că statele acestea, spre deosebire de România în general, țin foarte mult la turism și câștigă foarte mulți bani la bugetul de stat din turism. Ca atare, există și un respect pentru tot ce înseamnă afacerile din zona aceasta de turism, dar în același timp este și un respect pentru întoarcerea la viața normală. Eu cred că respectând acum, în aceste luni de iarnă, primăvară, restricțiile și toate măsurile impuse de autorități, vom reuși să revenim mai ușor la normalitate și la viața normală din vară, toamnă. Asta până la urmă ne dorim cu toții. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături.
alături de mine, Laurențiu Ciocăzanu va fi și de la ora 14 în direct cu noi, atunci când vom vorbi despre bugetul pe 2021, un buget de austeritate, din păcate. Nu aducem vești foarte bune, revenim așadar de la fix.